Acum, la sfârșit de an, cu sărbătorile care urmează una după alta, am luat decizia să fac ultima filmare pe anul ăsta și să vă arăt ultimele flori de la cutiile mele cu apă care se păstrează un timp limitat apa în el. Cu această ocazie vă doresc din inimă sărbători fericite în familie. Florile au mai fost mai multe, dar nu pot să filmez chiar orice. Și acum, de Crăciun, un iuțel a răsărit, a înflorit, mare a crescut și văd că mai vin încă doi după el. Așa că de exact de Crăciun avem și un iuțel înflorit. Pentru anul ce vine vreau să vă doresc numai bine. Deci, după cum vedeți, flori de mai multe feluri. Melcii au grijă să le deguste pe fiecare în parte. Doresc ca anul viitor să ne întâlnim bucuroși pe canalurile de informare, canalele care ne face să ne simțim în largul nostru, să fim confidenți și în același timp bucuroși. Cei care încă nu ați făcut subscribe, vă puneți imediat acum și faceți subscribe și o să vedem anul viitor ce o să mai crească. Deocamdată și aici văd că vrea să crească brândușe, din ce văd eu. Iar la trecută a fost zăpadă destul de frumoasă, dar anul ăsta primul îngheț a fost acum între 24 și 25. Deci sunt multe floricele care vor să crească. Spre exemplu, ăsta sunt crini africani. Crinii africani stau toată iarna verzi. Să ne vedem cu toții bucuroși. Vă doresc bine tuturor din toată inima mea. Salutare și bucurie!